Derigații. Cu cine vorbești, mă, acolo? Nu, Alexandra, ăsta e numele serialului. Hai, mă, lasă-mă, că ai nebunit și tu de tot. Derigați. Bună dimineața, rază de soare! De ce dracu' e ușa asta deschisă la baie? Handicapați! Bă, avem și noi ceva de mâncare, că mă roade stomacul. Scoate-mă, fetiță, mă, capul din congelator! Mă, lasă-mă în pace odată, n-auz că mor de cald! Cumpără un aer condiționat! Hello! Sunt și eu aici! Mă, fetiță, o să-ți înghețe creierul și o să cheltui bani cu tine pe spitale, ai scoate capul din congelator! Obligă-mă! Nu mai coveta că mă duc și-l chem pe tacto! Mai bine vezi-ți acolo de ciorba ta și lasă-mă în pace aici, că stau bine! Să fii tu a dracu dacă nu ți-o îngheța creierul! Oricum nu are ce să înghețe! Stați-vă liniștiți că nu-mi îngheață mie creierul ăsta mare! Am înghețat! Tu că și spus ai, doamne, ia mă, sună la veterinar repede! Ce ți vă întreb? Ce faceți, om? Acum nu fi țărat, nu mânca ultima felie de pizza! Doar privește-mă! Te scuip! N-ai îndrăzni! Uite-te aici la mine că mă jur pe fier! Hai că am înțeles! Dar ăștia ce treacă fac aici? Dar nu e așa greu, uite, fii atent, ți-l pun eu jos și tu doar te pui cu picioarele pe el. Hai, păi, mamaie, că mi-e frică, ce dracu? Dacă vrei să fii ar tânără, trebuie să vezi să te dai pe skate, așa să dau tinerii de ziua de azi. Și ce fac, mă pun cu picioarele pe el? Nu, te pui în mâini. Normal că cu picioarele, cu ce dracu trebuie să te pui acolo, dar pune-te odată. Să fiu ar dracu. Sunteți și voi femei bătrâne. Dar nu te las să fiu o dragă, că mi-e o foame de nu te văd. Ne jucăm piatră, foafecă, hârtie. Da, după ce m-ai scuipat. Dă-i, hai să ne jucăm piatră, foafecă, hârtie. A trăsat pe tine și te muși de ureche. Hai mă, hai să ne jucăm o dată piatră, foafecă, hârtie. Piatră, foafecă, hârtie și... Dă felia de pizza încă. După. Așa, acum încearcă să te dai puțin, dar rostogolul. Așa? Așa, cu toată inima. Vai de mama ta. Ce vis am avut. Hai de capul meu. Mamă, ce foame mie! Scoate-mă, fetiță, mă, capul din congelator! Mamă, lasă-mă în pace odată, n-auzi că mor de cald! Cumpără un aer condiționat! Mamă, ce deja vu am! Mă, fetiță, o să-ți înghețe creierul și o să cheltui bani cu tine pe spitale, ai scoate capul din congelator! Obligă-mă! Nu mai coveta că mă duc și-l chem pe tacto! Mai bine vezi-ți acolo de ciorba ta și lasă-mă în pace aici, că stau bine! Să fii tu a dracu dacă nu ți-o îngheța creierul. Și ea chiar nu are creier. Stați-vă liniștiți că nu-mi îngheață mie creierul ăsta mare. Am înghețat! Tu că aș fi spus ai, doamne, ia mă, sună la veterinar repede. Da. Ce se întâmplă aici? Acum nu fi țărat, nu mânca ultima felie de pizza. Doar privește-mă. Te scuip. N-ai îndrăzni. Mă, asta nu s-a mai întâmplat deja? Uite-te aici la mine că mă jur pe fier. Da, ciudat. Dar nu e așa greu, uite, fii atent, ți-l pun eu jos și tu doar te pui cu picioarele pe el. Hai, păi, mamaie, că mi-e frică, ce dracu? Dacă vrei să fii ar tânără, trebuie să vezi să te dai pe skate. Așa să dau tinerii de ziua de azi. Asta am mai auzit-o undeva, pot să jur că am mai auzit asta undeva. Și ce fac, mă pun cu picioarele pe el? Nu, te pui în mâini. Normal că cu picioarele, cu ce dracu trebuie să te pui acolo, dar pune-te odată. Să fiu ar dracu.
Cred că am visat, da, cred că am visat, sau mi se pare. Dar nu te las, nu te las să fiu o dragă, că mi-e o foame de nu te văd. Ne jucăm piatră, foafecă, hârtie. Da, mă, da, după ce m-ai scuipat. Andrei, hai să ne jucăm piatră, foafecă, hârtie, altă sar pe niște muși de ureche. Hai, mă, hai să ne jucăm o dată piatră, foafecă, hârtie. Piatră, foafecă, hârtie și... Dă felia de pizza încă. După. Și el ia felia de pizza. Așa, așa, acum încearcă să te dai puțin, dar rostogolul. Așa, 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 cu toată inima. Bă, dar ți-a căzut ca proastă. De ce mă mănâncă piciorul? Mă, ce naiba s-a întâmplat? Să repete iar și iar și iar și iar și iar. Nu mai pot. Ușa! Scoate-mă, fetiță, mă, capul din congelator. Mă, lasă-mă-n pace odată, n-auzi că mor de cald. Cumpără un aer condiționat. Mă, fetiță, o să-ți înghețe creierul și o să cheltui bani cu tine pe spital. Ai scoate capul din congelator. Obligă-mă. De unde dracu știe, mă, că vreau să spun asta? Pentru că mi se repete ziua din nou și din nou și din nou și din nou. Da, în fine. Mamă, tu nu-l chema pe tata? De unde dracu știai că vreau să-l chem pe tactul? Florine, ție, o să-ți înghețe creierul. 5, 4, 3, 2, 1 și... Ia uite-și pe prostul ăsta, crede că mă îngheață mie, cred. Se repetă din nou și din nou și din nou, nu mai pot. Ăsta se dă pe skate, ăsta se ceasă cu felie de pizza. Acum nu fi țărat, nu mânca ultima felie de pizza. Doar privește-mă. Te scuip. N-ai îndrăznit. Jucați-vă piatră, foafecă, hârtie. Parcă mi-a citit gândurile. Tată, tu o să dai piatră, Andrei, tu o să dai foafecă. Ei, hai că pe asta nu mai nimerești. Nu o să dau foafecă. Piatră, foafecă, hârtie și... Iată-vă că foarfecă am dat. Petra, nu te da pe ăla că-ți rup picioarele. E, vezi, dă treabă, că știi tu că-ți rupe picioarele, dă-te frate. Hai, pui, mamaie, că mi-e frică, ce dracu? Dacă vrei să fii iar tânără, trebuie să vezi să te dai pe skate. Așa să dau tinerii de ziua de azi. Și ce fac, mă pun cu picioarele pe el? Nu, te pui în mâini. Normal că cu picioarele, cu ce dracu vrei să te pui acolo, dar pune-te odată. E, să fiu a dracu. Așa, așa, acum încearcă să te dai puțin, dar rostogolul. Așa, 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 cu toată inima. Hei, ce ți-am spus eu, ce ți-am spus eu? Și de ce mă mănâncă piciorul? Nu pot să cred, nu fac picioarele. Ok, stai așa un pic să o gândim la rece. Eu mă trezesc și începe ziua iar când alunec acolo, când mă mănâncă piciorul. Păi nu mă mai duc acolo. Așa. Și eu trebuie doar să stau aici cam 20 de minute până să termine toată acțiunea. Gata! A trebuit toată lumea să fie ok acum. Hai să vedem. Ok, mama plânge, Florina are creierul înghețat, aici e totul terminat. Mănâncă, mănâncă acolo, că și mie mi-era foame. Ce bună. Ok, a câștigat la piatră, mă frecă hârtie. Hai, pe dracu, o dată, ridică-te, ce te plânge atâta? Mă doare rău de tot. Ok, și placa e aici? Și uite și mâncărimea la picior? Dar ce să mi se mai întâmple acum? Al dracu, Viorele, ce mai enervezi tu pe mine, ce mănânci așa cu poftă? Ce vis am avut! Cătălide! Cu episodul ăsta, oameni buni, sper că v-a plăcut. Eu am fost Cătălin, acesta a fost ultimul episod din sezonul ăsta. Ne vedem săptămâna viitoare cu primul episod din sezonul 7.
Până atunci dați-mi mesaj pe Instagram cu ce mai faceți. Hai să ne facem spam de like-uri împreună. Dați-mi follow pe Instagram z.cătălinionuț. Ne împrietenim acolo și pe bune acum. V-am pupat, ne vedem săptămâna viitoare cu un nou sezon. Mua!